dimineața. Mulțumesc! Bună dimineața tuturor! Suntem la Gara de Nord, aici unde, după cum știți, probabil ați auzit, primul tren electric cumpărat de România în ultimii 20 de ani se pregătește pentru prima cursă. Eu, pentru că sunt un susținător al trenului metropolitan, al dezvoltării sistemului de tren metropolitan în România, mi-am achiziționat un bilet de scurt parcurs de tren metropolitan pe zona metropolitană București-Ilfov. Acest sistem de ticketing de tren metropolitan este valabil și pe acest tren care circulă între București și Brașov. Costă 6 lei de aici, de la Gara de Nord până la Gara Buftea. Acesta este un prim tren dintr-un lot de 37 de trenuri care sunt achiziționate într-un contract semnat cu firma Alstom. 37 de trenuri care vor fi livrate în perioada următoare, următoarele 36. După cum vedeți, prima stație de aici, de la Gara de Nord, este chiar Gara Buftea. Este un tren foarte bine dotat, cu toate cele necesare, cu afișaj, cu informare. În 2020, în luna aprilie, am demarat, a fost între primele licitații demarate în 2020, în luna aprilie. Inițial, pentru cumpărarea 20 de rame, cu posibilitatea ca să se poată suplimenta contractul cu încă 17 rame, 17 trenuri. Actul adițional a fost semnat în 2022, prin care statul român și-a exprimat dorința de a se suplimenta contractul cu încă 17 trenuri, deci în total 37, iar așa cum spuneam și în textul postării, noi vizăm ca în 2028 toate orașele care au linie feroviară electrificată să fie deservite cu trenuri electrice noi. Deci să avem trenuri electrice pe fiecare linie care deservește reședințele de județ. Bună dimineața! Este 9:30, ora de plecare. Ne-am pus în mișcare de aici, de la Gara de Nord. Și vă spuneam, bună dimineața! Ce faceți? Aveam cu să le țin. Vă spuneam de la început că folosesc un bilet de tren metropolitan pentru a stimula locuitorii din regiunea București-Ilfov să folosească acest sistem, să folosească ticketing-ul de tren metropolitan pentru scurt parcurs, care este valabil inclusiv pe această rută de la București la Brașov. Thank you.
Așa cum mai spuneam, eu cred că relansarea traficului de călători pe sistem feroviar va veni și din zona trenului metropolitan. Folosirea în marile aglomerări urbane al sistemului de tren metropolitan cumva presupune pe de o parte descongestionarea traficului rutier, dar și un confort sporit pe măsură ce trenurile pe care vrem să le achiziționăm în perioada următoare vor sosi în țară și vor fi puse în circulație. Primul tronson de tren metropolitan pe care l-am construit este pe această rută București Aeroportul Otopeni. Un real succes cu tarif și ticketing integrat cu sistemul de transport local din București. Peste 3,3 milioane de călători au folosit ruta feroviară București, Gara de Nord, Aeroportul Otopeni. Deci 3,3 milioane de călătorii pe sistemul feroviar aduși de această rută de tren metropolitan, care am făcut și o stație, un punct de oprire intermediar la Mugoșoaia, care și mi-a și adus un aport destul de mare în numărul de călători care folosesc trenul. Pentru că de la Mugoșoaia până la Gara de Nord se fac 11 minute, iar la fel, aș vă spuneam, biletul este integrat cu transportul în comun din București. Iar în zona Mugoșoaia desfășurăm un prim proiect de intermodalitate printr-un pasaj, o pasarelă pietonală dotată cu lift care să asigure un parcurs foarte rapid între stația de autobuz și stația de tren, în așa fel încât transferul de la tren la autobuz se facă foarte rapid pe ruta Buftea, Mogoșoaia, București. Am ieșit din zona de triaj, trenul începe să prindă viteză, acesta până la Brașov va circula cu viteză de și cu viteză de 160 de km pe oră. Deci am plecat fix la 9 și 30 de minute din Gara de Nord. Vom vedea câte minute facem până la Gara Buftea cu acest tren nou. Acest traseu Gara de Nord Buftea mai departe pe Riscoviștea desfășurăm acum un studiu de fezabilitate pentru a pune în valoare această zonă feroviară și a crea un sistem de tren metropolitan integrat, în așa fel încât folosind aceste trenuri care vin din țară, vedem orele la care ele tranzitează această zonă Scrobiștea, Buftea, București și la orele la care nu avem acoperire din punct de vedere al tranzitului feroviar, să putem să dublăm cu trenuri dedicate trenului metropolitan. Ați văzut puțin și în cabina conductorului de tren.
parcă pe afișaj, la 9:44, deci în 14 minute de la momentul plecării din Gara de Nord, ajunge la Gara Buftea. Deci dacă vreți să folosiți sistemul de tren metropolitan, un bilet de tren metropolitan de 6 lei, puteți să folosiți și acest tren, iar în 14 minute ajungeți de la Gara de Nord la Gara Buftea. Am spus că indiferent câte autostrăzi și pasaje, centuri construim în zona metropolitană, în marile aglomerări urbane ale României, totuși soluția pentru descongestionarea traficului o presupune un sistem de transport în comun care să rezolve rapiditate și predictibilitate călătorilor. Bineînțeles și confort. Acesta este un tren care asigură și confortul celor care folosesc trenul. Iar acest transport în comun trebuie să aibă la bază, ca și coloană principală, sistemul feroviar, pentru că avem un sistem feroviar foarte vascularizat. Da, este adevărat că nu a fost întreținut în ultimii 30 și peste 30 de ani așa cum ar fi trebuit, dar având acest sistem, el poate fi reabilitat și avem multe proiecte de reabilitare. Iar și această dotare cu trenuri noi, pe măsură ce și reabilităm sistemul feroviar și dezvoltarea trenului metropolitan integrat cu sistemele de transport local, sunt cheia rezolvării transportului în comun și a descongestionării traficului, cum spuneam, în marile aglomerări urbane, în zonele metropolitane din România. Stimați călători, în câteva minute vom ajunge în stația Buftea. Vă rugăm să vă pregătiți bagajele și să verificați pentru a nu uita niciun obiect personal la bordul trenului. La coborâre, fiți atenți la spațiul dintre tren și peron. Pot exista diferențe de nivel. Vă mulțumim că ați ales CSR Călători și vă dorim o zi plăcută. Da, ați auzit și comunicarea. Spuneam, este dotat și cu sistem de sonorizare și cu zone de în care să se arunce deșeuri și imediat ajungem la gara din Buftea. Dezvoltarea sistemului de tren metropolitan, trebuie dezvoltat sistemul de park and ride, în așa fel încât cei care lucrez în zonele metropolitane să aibă unde să își parcheze mașinile, să folosească sistemul de transport, trenul, și la întoarcere să poată să-și vrea în condiții de siguranță automobilul să deplaseze spre casă. Deci puteți folosi biletul de tren metropolitan pe toate trenurile care au oprire în stațiile din zonele metropolitane.
ajuns cu aproape 3 minute mai devreme aici la gara Buftea. Să-l vedem și cum pleacă mai departe către Brașov. Aproximativ 2 ore și jumătate până la Brașov. Foarte mulți călători și-au luat bilet pentru acest tren, pentru prima cursă, o cursă istorică a unui tren achiziționat de statul român după 20 de ani. După cum vedeți, chiar locuitorii din Buftea chiar folosesc sistemul de tren. Vedeți câte mașini sunt parcate aici, în parcarea amenajată de primărie. Sunt sute de mașini care sunt parcate de către cei care vin. Vă salut, domnul viceprimar. Salut, bine. Bine vă primim, domnule ministru. Un pas pentru Buftea. Da, e important că acest tren București-Brașov oprește și la Buftea și este integrat în sistemul de tren metropolitan. Deci cu 6 lei putem circula de aici la Buftea cu acest tren, prin tren nou și cu următoarele care urmează să mai vină, putem circula de aici, de la Buftea până la București. Da. Hai să mergem, să ne faci așa cu trenul. Da, este domnul viceprimar din Buftea, l-am sunat când am plecat și pe domnul primar și pe domnul viceprimar. Vin și folosesc un sistem, un bilet de tren metropolitan de 6 lei pentru a opri aici la Buftea. Este foarte important ca cetățenii din zonele metropolitane să folosească noul sistem de ticketing metropolitan. Pentru că el este valabil, acest sistem de ticketing, pe toate rutele care tranzitează zona metropolitană, indiferent de destinația sau de unde vine acel tren. Acest tren, care este astăzi pus pentru prima dată în circulație... Hai să nu pierdeți tren! Nu, pentru că eu rămân aici. Nu e okay. Problemă, da, da. Mulțumesc frumos! Bun! Este... Are plecare la și 45. Acum se retrag toate acele rampe care ies la fiecare ușă pentru a facilita o coborâre ușoară a călătorilor din tren pe peron. Și imediat trenul se pune în mișcare. Licitație începută în aprilie 2020, una dintre primele licitații deblocate și lansate în 2020. Începe să dea roade primul tren, cursă istorică astăzi de la București la Brașov, un tren electric care circulă cu 160 de km pe oră. Să-l folosim, să circulăm sănătoși! Glasul trenului se aude, glasul roților de tren metropolitan se aude la Buftea. O zi bună vă doresc, la revedere!